Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi radioascultători, drumul de pregătire la sărbătoarea Paștelui continuă cu Duminica a patra din Postul Mare. Din lecturile biblice de astăzi se pot desprinde două teme, botezul și convertirea, precum și două învățături. Mai întâi, conștientizarea domnității de botezați, de iluminați, și mai apoi importanța convertirii noastre. Evanghelia pe care am ascultat-o relatează miracolul vindecării orbului. În timp ce Iisus trecea pe drumul către Ierusalim, a văzut un orb din naștere. Este singurul caz din Noul Testament în care se pomenește de un orb născut cu acea boală. De altfel, Ioan precizează de multe ori gravitatea suferinței atunci când face semne minunate. Bolnavul de la piscina Betesda suferea de 38 de ani. Lazar era mort de 4 zile. Așadar, omul acela se afla într-o situație disperată. Nu văzuse niciodată și nici nu avea vreo șansă să fie vindecat. În fața acestui bolnav, discipolii lui Iisus adresează o întrebare, fiind curioși să afle cine a păcătuit. Întrebarea avea la bază o concepție potrivit căreia boala ar fi fost o consecință a păcatului, idee prezentă în unele locuri în Vechiul Testament. Dacă pentru un adult lucrurile erau mai simple, vina putea fi comportamentul păcătos al acestuia, în cazul unui copil născut cu o boală incurabilă, situația se complica. Vinovăția putea să aparțină fie părinților, fie copilului care ar fi păcătuit din sânul mamei sale. Pe fundal rămâne însă misterul originii răului și al suferinței din viața omului, precum și tentativa de a stabili retribuția doar la nivelul vieții pământești, prin mecanismul faptă-răsplată. Prin răspunsul său, care vizează nu cauza bolii, ci scopul ei, ca să se arate faptele mărețe ale lui Dumnezeu, Iisus respinge teoriile epocii sale. De fapt, spune Hristos, nu a păcătuit nici el, nici părinții lui. Mântuitorul era interesat să-i redea orbului integritatea fizică și să arate gloria Tatălui, pentru ca oamenii să îl recunoască drept trimisul lui Dumnezeu și lumina lumii. După cuvânt, urmează gestul simbolic. Mai întâi, Iisus face niște tină din pământ și salivă, saliva având proprietăți curative pentru unii oameni din antichitate. Mai apoi, unge ochii orbului și îl trimite să se spele la piscina Siloe, un bazin cu apă folosit și în ritualul sărbătorii corturilor, sărbătoare care amintea de peregrinarea evreilor prin pustiu. Prin acest gest, Ioan Evanghelistul dorește să transmită o idee teologică. Iisus, trimisul mesianic al Tatălui, îl trimite pe orb să își spele ochii pentru a-L putea recunoaște pe Hristos. Așa cum se întâmplă la Ioan, după semnul propriu zis, se găsesc 6 semne importante, la care se adaugă al 7-lea, semnul suprem al învierii, există un comentariu. Se instaurează astfel un dialog mai întâi cu vecinii, cărora orbul le explică în ce manieră a recăpătat vederea. Ulterior este descris interogatoriul realizat de farizei, acei oameni care contestau sistematic acțiunile lui Hristos. Pentru ei, Mântuitorul era un simplu om, ba mai mult, un păcătos care încalcă sabatul. În tratatul despre sabat din Mișna, legea orală în lumea ebraică, printre cele 39 de munci interzise sâmbăta, se afla și acțiunea de a face o pastă sau un aluat. Iar Talmudul, în lucrarea Avodá Zorá, afirma că nu era permis să ungi ochii în ziua de sabat.
În cadrul dialogurilor apare o antiteză între orb, a cărui cunoaștere despre Iisus devine din ce în ce mai clară, și farizei, cei care își închid ochii progresiv. Aceștia infirmă miracolul, nu sunt interesați de adevăr, refuză să recunoască originea cerească a lui Iisus. De cealaltă parte, orbul parcurge un itinerariu de credință. Pentru el, la început, Iisus este un om. Mai apoi este trimisul Tatălui. Succesiv, descoperă în Hristos un profet, iar la final va declara că îl vede pe Fiul omului. În încheiere, după mărturia dată, orbul îl întâlnește pe Iisus din nou. Acum îl poate vedea, pentru că a fost vindecat. În fața acestuia mărturisește cu multă convingere: cred, Doamne, și cade în genunchi în fața Celui care este Dumnezeu și Domn adevărat. Scopul vindecării a fost atins. Orbul îl vede pe Iisus și crede în El. Din liturgia cuvântului se pot desprinde două învățături. Prima învățătură despre botez. Episodul vindecării orbului a fost interpretat la începuturile bisericii în cheie sacramentală cu referință la botez. Mărturie este faptul că această scenă a orbului a fost pictată pe pereții a 7 catacombe la Roma. Conform tradiției, textul din Ioan 9 se citea ca examen final la al treilea scrutiniu. După lectura evanghelică, candidatul la botez exclama: cred, Doamne, și completa mărturisirea cu recitarea crezului. Cele două elemente din pagina evanghelică, cel al apei și al luminii, sunt simboluri ale botezului. Semnele respective erau prezente și la sărbătoarea corturilor. Cu această ocazie, marele preot lua într-un vas de aur apă din piscina Siloe și stropea cu ea altarul. Lumina era vizibilă în torțele aprinse seara pe zidurile Ierusalimului. Primul simbol e de fapt sacramentul apei, care spală păcatele orbirii noastre originare și ne face liberi pentru viața veșnică, spunea Tertulian. În realitate, orbul s-a vindecat numai după ce s-a spălat în piscină. Al doilea simbol al luminii se referă direct la Hristos, lumina lumii, în stare să învingă orice umbră a întunericului. De aici și definirea botezului drept iluminare în primele veacuri ale bisericii. În orbul din Evanghelie ne putem regăsi și noi. Sfântul Augustin spunea: acest orb reprezintă neamul omenesc. Dacă orbirea înseamnă necredință, atunci iluminarea este de fapt credința. El își spală ochii în acea baie interpretată cel ce a fost trimis. El a fost botezat în Hristos. Ce putem spune despre iluminarea noastră? A existat un moment în care am fost spălați în apa botezului, trecând de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. Cum se prezintă mărturia noastră de oameni iluminați? A doua învățătură despre drumul convertirii. Iisus, așa cum a făcut-o odinioară, trece și pe căile noastre. De multe ori și noi stăm la marginea drumului și cerșim. Suntem simpli cerșetori, așteptând să primim ceva. Iisus ne vede pe fiecare și vrea să ne vindece orbirea. Care sunt orbirile noastre? Un aspect impresionant în Evanghelie este tenacitatea mărturiei orbului. Era ferm convins că a fost vindecat și că omul acela, Iisus, care îi deschisese ochii, este trimisul, Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, este grăitor itinerariul de credință și de cunoaștere a lui Hristos. După botezul și mirul nostru, cum a fost mărturia noastră? Cât de fermă, de convinsă a fost ea? Apoi, cât de mult ne-am străduit să-L cunoaștem pe Iisus, Mesia, Profetul, Fiul Omului, Domnul Înviat. Bineînțeles, cunoaștere existențială, în sens de căutare a feței lui Hristos și a întâlnirii cu El. Postul Mare e un timp prin excelență al convertirii. Această convertire înseamnă și o schimbare a vederii, a privirii noastre. În lectura întâi, Dumnezeu nu se uită la înfățișare, ci la inima omului și astfel îl alege pe David. La fel și noi ar trebui să privim mai mult la inima semenilor noștri.
Convertirea presupune de asemenea roade, fapte vizibile. Sfântul Paul îndeamnă în lectura a doua să se renunțe la faptele întunericului și să se realizeze faptele luminii. În încheiere, ne rugăm ca să primim har și putere de la Tatăl pentru a trăi mai deplin vocația de oameni iluminați prin botez, să valorizăm mai mult vederea noastră spirituală, să folosim mai bine ochii credinței. În același timp, să căutăm mereu convertirea, o schimbare radicală, sinceră, a minții, a inimii, pentru a fi cu adevărat fiii luminii. Consolationis.